În cursul lunii aprilie, polițiștii din cadrul IPJ Gorj au desfășurat peste 100 de acțiuni pe principalele artere rutiere pentru prevenirea accidentelor de circulație și asigurarea unui trafic în siguranță. În această perioadă, polițiștii rutieri au constatat un număr de 12 infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. Totodată au fost aplicate 431 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor privind regimul rutier, fiind reținute 75 de permise de conducere și retrase 36 de certificate de înmatriculare. Analiza dinamicii accidentelor rutiere relevă că în perioada supusă analizei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, pe raza județului Gorj s-au înregistrat 23 de accidente, soldate cu decesul a 3 persoane și rănirea a 23 de persoane. Principala cauză generatoare de accidente rutiere este reprezentată de viteză, pe fondul acestei cauze producându-se 26,08% din totalul accidentelor rutiere.